Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegeri despre ceea ce gândește, ce gândește, ce gândește persoana la care vă gândiți voi. Haideți să vă arăt și seturile de cărți și pietricele asociate, cel alb pentru primul, cel albastru pentru cel din mijloc și cel roșcat, un roșu mai închis, pentru al treilea, da? Ia. Așa. Vă puneți pauză, vă alegeți, eventual vă gândiți la, pentru puteți să vă alegeți cu un set de cărți pentru o altă persoană. Dacă vă alegeți pentru aceeași persoană, toate seturile e aiureală, scuzați-mi expresia, dar asta e. Haideți să vedem. Cei care ați ales primul număr. Ce gândește persoana la care ați gândit? În timp ce am amestecat, am văzut judecata. Acest personaj încearcă să judece corect, ar vrea să renască ceva, ar vrea să transforme ori pe ei, ori situația. Interesant că în continuare a apărut 6 de monede. Ar dori să ofere reciprocitate, dar rămâne de văzut dacă și poate, pentru că 6 de monede și o persoană care își împarte timpul în diferite activități. Eu știu, diferite activități, nu neapărat diferite persoane, pot să fie persoane, dar care sunt membri ai familiei, colegi, prieteni, nu neapărat de distracție, prieteni cu care colaborează, vor să creeze ceva, da? Ca să nu proiectăm de la început energii negative, încercăm să înțelegem această carte. Ar vrea să ofere reciprocitate, dar în cazul în care se poate renaște ceva între voi, dar rămâne de văzut dacă și poate. Puterea, da. În continuare, există o mare afinitate pentru voi, îndrăgostiții. Ar vrea, ia uite, o separare care s-a produs între voi îi fac să își dorească să manifeste un nou început cu judecata și cu asul de monede. Se confirmă acest lucru, dar știu că trebuie să aleagă. Trebuie să aleagă pentru că îndrăgostiții înseamnă și alegeri importante între acest început și această luptă pe care tot o dau în ei. Luptă care ține de transformarea personală, de, eu știu, poate să fie luptă cu ego-ul, cu mândria, sau luptă cu altcineva, cu ego-ul altcuiva, în cazul în care mai este o altă persoană undeva acolo în preajma lor. Ce a apărut aici? Regina de monede. Ce gândesc? Gândesc că aveți o valoare, că sunteți o persoană stabilă, că sunteți o persoană care își construiește viața. Dar, ia uite, ar vrea să vorbească, dar deocamdată vă urmăresc din umbră. Nu neapărat că vă spionează, dar își fac timp. Asta pentru că există invidioși, există dușmani, tot uite, valetul de cupe. Știu că trebuie să ofere niște scuze, știu că trebuie să exprime emoțiile, sentimentele pe care le simt față de voi, aprecierea pe care o au față de voi, că am văzut regina de monede, dar, ia uite, judecata tot reapare. Dar rămâne de văzut dacă și fac, pentru că una este ce gândește, alta este ce face. Ia, asul de cupe, ce frumos! Pe de o parte, își doresc să se vindece de niște traume emoționale, de niște traume din copilărie sau din relațiile anterioare, ca să poată să se bucure de această dragoste, dar clar, clar, asul de cupe. Țin în continuare la voi foarte mult. Ce gândesc? Hai să vedem. O dată, de două ori, multe tot ar vrea să vorbească, dar știți voi, vorbesc în gând mai degrabă, de trei ori. Ia să nu ți-a părut. Da, ia uite, vorbesc în gând, își fac griji, foarte, foarte stresați sunt, foarte stresați. Ce gândesc despre voi în această perioadă? 2 de bâte, 6 de bâte. Mă, da, ce pasionat! Sunt niște oameni foarte focoși, creativi, plini de zel, de curiozitate, de... Ia, ce frumos! Și 3 de monede. Și totuși, această pasiune se vrea materializată printr-o colaborare. Ce se gândesc? La ce se gândesc? Sau ce gândesc despre voi? Își fac planuri, să știți. Își fac planuri cum să vină.
cum să vină spre voi, cum să comunice în cazul în care este o distanță destul de mare și se poate manifesta măcar comunicarea online. Dar își fac planuri cum să vină spre voi și să acționeze suficient de creativ, de atractiv, cât să vă implice într-o colaborare, într-o creștere. Vrea să creșteți împreună. Trei de monede reprezintă colaborări. Pentru că consideră că energia pe care o simt și atracția pe care o simt față de voi și pe care și voi separat o aveți, vă pot aduce un soi de spor, de creștere, nu musai financiară cât, sau poate să fie și financiară, dar e o creștere mai degrabă profesională, spirituală, o îmbunătățire a relației prin această materializare a calităților pe care fiecare le are. Da. În secret, ori, interesant, țin foarte mult la voi, în secret, au această revelație că pot fi fericiți împreună cu voi. Dar mai este și o trezire. E o trezire la un alt fel de înțelegere a relațiilor eventual. Relațiile pasionale nu se consumă doar în pat, doar în activități distractive, ci se pot consuma foarte, sau mai bine zis, nu consuma, pot genera și reușite. Hai să și clarificăm. Doi de băte. Își fac planul. Trebuie să lase ceva în urmă. Probabil că o altă persoană de care se simt atașat sau persoana respectivă este foarte atașată de ei. Este că își doresc să vină, să vă cucerească. Dar, repet, nu e vorba doar de a vă cuceri într-un mod distractiv, sexy, ci a vă chema să explorați niște zone. Doi de bute. Trebuie să lase în urmă. Am zis, persoana sau proiectele sau situația care îi ține pe loc, în care nu se simt deloc fericiți, au nicio satisfacție emoțională. Pe de altă parte, dacă a fost o separare de voi, își fac planuri cum să se reîntoarcă eventual, dar transformați, ca tot am văzut judecata, clarificăm șase de bute. Șase de bute. Șase de bute, clarificăm șase de bute. Ce înseamnă șase de bute? Din punctul lor de vedere, evident, clarificăm. Șase de monede, am zis mai devreme, și trei de băte. Tot speră că pot să ofere reciprocitate și oferind reciprocitate să vă recucerească într-un fel sau altul. Deci, cu alte cuvinte, vor să vină și să ofere. Dar este o distanță, clar. Oceane, mări, granițe sau doar orașe, variază de la om la om, sunt cărți care arată distanță între voi, fizică. Fizică. Și probabil din acest motiv a fost și turnul și separarea și o perioadă de tăcere și încercarea de a se detașa emoțional și neputința acestei detașări emoționale. Iar revine patru de monede. Tot țin foarte mult la această recucerire. Probabil că unii își fac și planuri de călătorie, dar nu e valabil pentru toată lumea, doar pentru o parte dintre voi. Clarificăm cavalerul de băte. Oamenii aceștia atrag atenția, sunt plini de magnetism și conștientizează, știu ce au, știu cât de atractivi sunt și totuși
vor să vină să construiască ceva. S-au săturat de... Eu așa simt că s-au săturat de aventuri trecătoare, de pasiuni în care își consumă energia, satisfacția este doar de moment, pentru că nu au bază. Temperanța, doar că a venit pe orizontal, aici se și vede că nu prea mai au răbdare. Dar probabil că așteptarea prin care trece și unul și altul este necesară tocmai ca să vă vindecați și să vă echilibrați și unul și celălalt. Nu doar unul, dar în mod special ei, eventual. Ei trebuie să se vindece, să se echilibreze, să fie un pic mai puțin impulsivi, să-și descopere dragostea față de ei cu 8 de cupe. Vedeți aici cărțile? Da? Și de fapt, ce înseamnă dragoste față de tine? Înseamnă să stai în preajma oamenilor cu care ai pasiune, dar cu care poți să și construiești, care te respectă, că tot am văzut regina de monede, pe care îi respecti, cu care poți să ai creștere, da? Pe mai multe planuri. Temperanța a venit pe orizontal. Nu prea mai au răbdare. Nu prea mai au răbdare. Probabil că a fost și o așteptare. La capătul setului de cărți, conflicte interioare, poate acasă, în cultură, în felul în care gândesc, că există o gândire toxică, acasă o educație toxică cu diavolul și male preot, ori lipsa credinței, ori credința în bani, în carieră, asta e credința lor, educația pe care au primit-o acasă, conflict, aceasta atrage conflicte și din cauza aceasta au trebuit să se calmeze, să vă separați, da? Ca să se vindece anumite aspecte din ei, din voi. Și între timp mai visează, da, au opțiuni, dar dintre toate opțiunile preferă să construiască ceva interesant cu voi. Clarificăm 3 de monede. Acum, ia să vedem, dacă 3 de monede, exact ce poate să însemne. Da, cavalerul de spate. Nu mai au răbdare! Nu mai au răbdare! Sunt două cărți care arată impulsivitate. După o perioadă, probabil, de așteptări, judecata, da, vine după ce? După moarte și renaștere. După așteptări, după... Ia uite. E o ocazie pierdută între voi, da, uite, Marea Împărăteasă. Împărăteasa. Această dragoste i-a consumat foarte mult, vor să aibă parte de creștere, vor să creșteți împreună, 3 de monede și Împărăteasa înseamnă creștere, abundență, materializarea acestei iubiri, acestei pasiuni care, repet, consumă, dar consumă în loc să folosiți această energie ca un, cum îi spune... ca o resursă. Da? Pasiunea, focul. E ca și când pui jar, da? Într-o locomotivă și o faci să meargă. Da? Ceva de genul acesta. Pentru că e ocazie pierdută. Unul dintre voi v-ați refuzat, poate și unul și pe altul, și totuși. V-ați pus în așteptare, ori unul, ori altul, ori amândoi. Și această așteptare și această ocazie pierdută, de fapt, a adus o mare apăsare între timp. Pentru că dragoste există posibilitate de creștere, este și totuși. Da? La asta se gândesc ei acum. Că ar vrea să comunice și probabil că va veni comunicarea aceasta într-un mod neașteptat. Tot am vorbit de comunicare la mulți, dar vedeți voi, una e ce gândește, una e ce face. Sau ce zice și apoi ce face. Da, tot mă uit aici la acest final. Vedem o carte pentru acest 3 de monede și cavalerul de spade, de fapt. Cavalerul de spade.
care și el este foarte determinat. Când vine un cavaler de spade, ia uite, 3 de cupe. Da, vrea să vă întâlniți, 3 de cupe. Poate că au niște proiecte cu prietenii, niște colaborări despre care ar dori să vă comunice. Posibil și asta. Dar, afară de această dorință de a comunica iar un spor, o abundență, un proiect câștigat, o reușită cu prietenii, o colaborare la locul de muncă, posibil și asta, este și dorința lor de a se întâlni cu voi, de a avea creștere la nivel personal. Voi doi, 8 de bute, comunicare, pasiune, proiecte, bombardament din acesta pasional. Creștere, am tot zis creștere, că ăsta e cuvântul. Creștere, abundență, spor, dragoste. Hai să vedem din punct de vedere sexual ce gândesc. Pentru că unii vreți și așa ceva. Ce gândesc? Din punct de vedere intim, valetul de bâte. Vrea să vă întâlniți. Sunt multe. Vrea să vă întâlniți și până vă întâlniți, am văzut valetul de bâte mai devreme, ar vrea să comunice această atracție. Văd împăratul, că probabil a fost foarte controlat acest personaj, nu a arătat, repet, din cauza distanței. Sau din cauza altor proiecte. Dacă sunt și prieteni, dacă există o a treia persoană, variază. Pot să fie toate, nu doar a treia persoană, pot să fie și proiecte, pot să fie și multe alte lucruri, da? Dar vor să vină în secret. Măi, uite, să nu pici. Vor să vină în secret, interesant. Da, ia uite, iar doi. Vor să vă atragă, să vă facă un cadou, să vă ofere flori, să vă atragă, pentru că știu că sunteți și voi un pic supărați, supărate. Doi de spade. Și dacă sunteți mai năzuroase, doamnelor, aveți motive, pentru că sunteți împărătese și ei știu. Și ei știu. Și aici este interesant că a apărut luna și sunt două relații. Aici trebuie să renunțe la o relație, doi de bâte, da? Doi de bâte, doi de spade. Trebuie să renunțe la o relație pentru a fi cu voi. Și una din relații este cea în care se manifestă cupa, asul de cupe pe care l-am văzut, cealaltă manifestă proiecția. Este o oglindă în care se oglindesc. Este o energie karmică din care au de învățat. Iau de sau 10 de spade. Se simt trădați. Se simt trădați, vor să încheie acest ciclu, această suferință și de singurătate și de decepții și vor să fie stabili și vulnerabili cu voi, regele de monede și 9 de cupe. Vor să fie vulnerabili, vor să vă bucurați și de calități, dar și de defectele voastre, în sensul că vi le înțelegeți, vi le alinați. Dar clar, încă sunt în perioada 2-2, da? De alegeri, de înțelegerea unor confuzii, trebuie să vadă care e realitatea, care e adevărata dragoste și care este cea falsă oglindă. Aici trebuie să facă diferența. Sunt multe confuzii, frici emoționale de dragoste. Ia mai dăm o carte totuși. Ce gândesc? Din acest motiv, pentru că știu ce valoare aveți, apare și 6 de bâte și cavalerul de bâte. Două energii foarte impetuoase, foarte curajoase, îndrăznețe, magnetice. Cu alte cuvinte, dorința de a vă impresiona, de a vă cuceri. Ce gândesc? Ia, mai dăm o carte din punct de vedere intim. La ce se gândesc? Interesant, văd... Extraordinar. Am zis mai devreme Marea Împărăteasă, apare Marea Preoteasă. Da. După cum vedeți, atracția este atracția fizică. Dorința de a comunica, de a exprima această dorință este dorința, rămâne de văzut, apare și cavalerul de spade care și el vine într-un mod impulsiv și exprimă, dar rămâne de văzut cât nu va face. Acum, interesant că doi de spade este flancat de lună și Marea Preoteasă, elemente care țin de energia peștilor, acilor sau scorpionilor.
Acum, nu asta spun, musai, că zodii pot fi multe și nici nu mai vreau să dau zodii, pentru că nu vreau să vă fixați doar pe soare, pentru că se marchează de multe ori și ascendentul, Venus și așa mai departe și luna. Ideea este că acest personaj trebuie să aleagă între confuzii și ceea ce le spune intuiția. Și intuiția în legătură cu voi le spune ceva, că puteți să creșteți, puteți să fiți, pot să fie fericiți, pot să construiască ceva, da? Că voi aveți cunoaștere, voi le oferiți cunoaștere, nu le oferiți confuzii și proiecții. Voi aveți cheile, interesant, voi aveți cele două chei. Și a sufletului vostru și a sufletului lor, tot la voi se află. Sunteți jucăușe, dar sunteți și misterioase. Și au foarte multe de învățat de la voi. Dar toate aceste gânduri le țin în secret deocamdată, sunt neexprimate cu Marea Preoteasă. Interesant, apare Regina de Cupe, da? Simt multă, multă dragoste, tandrețe, romantism. Simt că lângă voi se pot vindeca de multe lucruri. Voi puteți înțelege din punct de vedere emoțional. Și totuși, și totuși. Cam astea sunt mesajele de la... Acum, cei care ați ales numărul 2, hai să vedem ce gândește despre voi. În timp ce am amestecat setul de cărți, ce văzusem? Văzusem justiția și 7 de cupe. Dacă persoana e căsătorită sau într-un contract la locul de muncă și nu are timp, se gândește la voi, visează. Apoi a apărut 7 de bâte. Este o persoană destul de defensivă care își deschide sufletul foarte greu, asta gândește, care poate că ar trebui să deschidă, să-și deschidă sufletul, dar rămâne de văzut, pentru că până acum, când nu și-a deschis sufletul, a creat conflicte mentale și în mintea lor și în mintea voastră. Cu alte cuvinte, atitudinea lor defensivă face parte dintr-un joc mental pe care îl practică de mult timp. Și pe care a trebuit să-l încheie, interesant, 10 de spade, a trebuit să încheie acest joc de mental, acest fel de a se juca și cu mintea lor și cu mintea voastră și cu sufletul, repet, prin atitudinea defensivă, prin faptul că nu își deschid sufletul decât foarte puțin și pormăia, e ca și când te duci la ușa cuiva, stai de vorbă un pic, așa de împrac și îți închide brusc ușa. Ce faci, măi? Păi noi tot mai vorbeam. Știi? A, mai deschide după vreo câteva zile ușa și îți mai spune câteva cuvinte. Păi nu se poate așa ceva. Da? Și trebuie să încheie acest fel de a fi. Trebuie să încheie. Interesant ce am văzut, roata norocului la capătul setului de cărți. Au încercat să se detașeze emoțional, dar probabil că nu pot. Ideea este că se dorește o schimbare de energie. Hai să vedem. De ce se gândesc ei? Numărul 3. Cei care ați ales numărul 3? E ceva cu albastru. Știți voi ce e cu albastru, că nu întâmplător ați ales și setul de cărți care are albastru și am pus și albastru ca să-l asortez. Este ceva, voi știți ce este. Energie toxică, ego, dorința de a domina. Pot să fie și frici. Frica de emoții. Pentru că cel care vrea să domine este teamă. Da? De ceea ce poate să simtă. Interesant că la capătul setului de cărți apare faetonul și 9 de bâte, foarte determinat să vină, uite, și 6 de spade, să facă o călătorie. Să vină. Sper că nu-și dorește să vă domine, pentru că înseamnă că n-a învățat nimic. 10 de spade n-a adus nimic. Cu alte cuvinte, se încheie un ciclu și începe altul. Interesant, iar faetonul, dorința de a veni, o chestiune care ține de mașină. De mașină pentru unii. Dorința de a veni spre voi. Ce gândește? Ce? Iar apar cinci. Măi, de ce amestec și tot apar? Nu prea îmi place. Deocamdată. Am senzația că n-am învățat încă mare lucru. Ia. Ce gândește despre voi odată? De două. Extraordinar! A doua oară când apare. Bine, sunt obsedați. Obsedați în sensul de... Da. Atrași. Se simt foarte atrași din punct de vedere fizic, sexual, față de voi. Foarte atrași. E obsesie, clar. Obsesie.
vor să vină să vă bucurați unul de celălalt, dar rămâne de văzut dacă și acceptați voi. Parcă a fost a treia oară, nu? Extraordinar, am amestecat și iar apare. Băi, deci nu se poate povesti. Ce gândesc? Trei de bâte. Își fac planuri. În ce sens se pregătesc de călătorie? Că trei de bâte reprezintă speranța că se depășește o distanță, că se pot manifesta reușite, da? După o perioadă de așteptare. Așteptarea, repet, din cauza distanței. Și așteptarea aceasta și distanța aceasta îi fac să vină foarte greu spre voi. E, șapte de bâte. Ce gândesc? Speram. Că vor putea să construiască cândva ceva cu voi. Interesant, apare regina de monede și regele de monede. Fantastic! Asul de cupe, regina de spade, care înseamnă o persoană logică, rațională, care gândește că această nouă dragoste, gândește dragoste, nu simte. Adică o simte, dar o și analizează. Gândește că această dragoste le poate aduce stabilitatea împreună cu voi. Regina de monede și împărăteasa. Sunteți o persoană valoroasă, spectaculoasă, frumoasă, abundentă și își doresc să vă fie alături soț și soție. Acum, dacă ei mai au pe altcineva, probabil că din acest motiv, acest lucru se va materializa foarte greu. Cavalerul de monede vine foarte greu. Dar este speranța lor. Speranța lor este să fiți împreună cândva. Și totuși, până una alta, rămân defensiv. Rămân cu sufletelul doar așa, un pic deschis. Dar cred că e mai degrabă deschis înspre voi, nu înspre alții. Însă, hai să vedem. Posibil să fie o soție și o femeie divină în context. Ce mai văzusem? Ah, da, mai văzusem îndrăgostiți în timp ce am amestecat. Am uitat să zic. Iar sunt... să nu zic. Greșit, totuși. Hai să vedem. Trei de bâte. Trei de bâte. Ce gândesc? Da. Dacă din cauza distanței și din cauza faptului că ei, probabil, au o situație financiară pentru care trebuie să se lupte, o stabilitate profesională, familială, tradițională pentru care trebuie să se lupte eventual dacă sunt căsătoriți, că, repet, am văzut justiția, am văzut și regele și regina de monede, da? E o poziție acolo, soț, soție, eu știu ce or fi acolo. Și dacă din acest motiv a apărut separarea, vedeți cărțile? Separarea, distanța, detașarea emoțională, își doresc acum să schimbe această situație. Își doresc, se gândesc. Acum rămâne de văzut când se va acționa. Că de acționat apare doar o carte care totuși manifestă până acum acțiunile. Cavalerul de monede, care este cel mai încet. Cel mai încet. Interesant este că acum vor să vină ceva, ceva din ei. Probabil că le este dor de voi. Vor să vină și să vă impresioneze. Că tot am văzut diavolul, am văzut șase de bâte. Mare grijă că acești oameni încă n-au lucrat cu ego-ul lor. N-au lucrat. Dar se dorește schimbarea energiei. Se dorește, cu alte cuvinte, nu detașarea, ci întoarcere. Pentru că se schimbă direcția. E ca cine, apropo de mașină, că tot am văzut faetonul. Ca și când cineva pleacă, vreau, nu mai vreau să simt, nu mai vreau să aud, nu mai vreau să văd, vreau să uit. Și la un moment dat ajunge la o intersecție. Zice, mamă, ce dor îmi este, ia să întorc și fac cale întoarsă și vin cu viteză înspre voi. Ceva de genul ăsta, așa văd. Dar rămâne de văzut când se va manifesta. Cavalerul de monede. Ce gândesc despre voi? Sau la voi, în acest context, în relație cu voi, ce gândesc? Cavalerul de monede, care e fica? Gândesc, ia uite. Să le punem pe toate. Uite, și interesant. Dar cât au ieșit?
Am zis, este o căsătorie sau un contract, locul de muncă, să zic. Locul de muncă îi ține departe pentru că au de făcut bani, pentru că au o poziție importantă. În cazul în care nu e loc de muncă, e o căsătorie. Dar în care, și acolo, oriunde ar fi, căsătorie, loc de muncă, se simt trădați. Și din cauza aceasta și voi v-ați simțit trădați, pentru că se proiectează energiile unul față de celălalt și v-ați hotărât să puneți capăt. Am zis, detașare emoțională la 8 de cupe, da? Și iau pe ce fac, împăratul și-am văzut împărăteasa. Aici este. Se gândesc că își doresc o relație de cuplu frumoasă, armonioasă lângă voi. Să fie ei împărații voștri, pentru că voi sunteți împărăteasa. Vă văd foarte, într-un mod foarte special. Ia, cavalerul de monede, clarificăm. Cavalerul de monede, doar o parte, maxim două. Asta tot vrea să... În această călătorie foarte înceată înspre voi, au înțeles cu regina de spade un adevăr, că simt dragoste față de voi. Au încercat să se detașeze, să se concentreze pe, eu știu, relația pe care o au, pe poziția financiară, tradițională pe care o au, responsabilitățile, mai ales financiare, și au înțeles în această călătorie foarte înceată înspre voi, au înțeles că există dragoste. Din acest motiv încă speră. Oamenii aceștia încă speră că vor veni și vor schimba situația. Dar vedeți voi. E o vorbă. Sperma ta, dar sper degeaba. Temperanța. Trebuie să se vindece. În primul rând. Probabil, interesant. Regele de cupe și nouă de cupe simt multă dragoste. Sunt euforici când se gândesc la voi și probabil și când beau, îi apucă euforia și mai mult. Dar ideea este că speră. Nouă de cupe este și speranță. Speră că va fi un moment în care o veți lua de la zero și veți vindeca toate, eu știu, problemele, rănile pe care vi le-ați făcut într-o formă sau alta. Dar eu cred că mai degrabă ei au fost foarte, foarte egoiști într-o formă sau alta și asta e, când ai de dragoste, e cineva cu ochii albaștri aici? Probabil. Regele de monede. Clarificăm regele de monede. Regele de monede. A fugit. Șapte de spade. A fugit. A fugit de dragoste. A fugit de... Ia uite. Încearcă să fugă de un contract. Interesant. Care le aduce multă suferință. Mult și stres. Lasă să se gândesc. Dom'le, regele de spade e un om foarte înțelept. Regele și regina poate este partenerul lor. Regele și regina, da? Partenerul lor, oameni raționali, logici, care au fost împreună pentru o cauză logică. Repet că e important. Și totuși vor să fugă din această situație care le aduce multe nopți stresante. Nu sunt plăcute. Mai visează din când în când la voi, dar... Am văzut justiția și șapte de cupe. Mai visează. Și chiar vise erotice cu diavolul. Dar ideea este cum se gândesc, cum să plece din poziția asta, că ei au o poziție financiară, profesională sau sunt căsătoriți. Mama Măsi. Clarificăm. Mama Măsi era vorba lor. Eu acum făceam channeling. Mama Măsi de treabă. Șapte de spade. Mai dăm o carte pentru acești șapte de spade. Ia uite. Da, vor o separare, vor să se separe și să înceapă un nou capitol. Ca să gândesc că există dragoste. Ia uite, plâng. Cinci de cupe, regretele, este dor, vor să renască. Vor să renaște, să vă împăcați într-o formă sau alta. Chiar vor. Chiar se gândesc la lucrurile astea. Însă, materializarea ține de, eu știu, de la om la om și de voința voastră. Nu doar de voința și putința lor de a acționa și de a schimba, dar și de a voastră. Șapte de bute. Iar apare distanța cu trei de bute și lumea, care a dus la separare, și jocurile mentale a dus la separare. Sunt multe motive pentru care v-a separat, nu doar distanța, să știți. Șapte de bute. Șapte de bute a fost clarificat de opt de bute și luna. În secret, visează că luna visează, visează că vor veni și vă vor cuceri. Și veți vorbi, veți începe să vorbiți, că probabil că nu vorbiți, nu? Și vă vor bombarda cu expresii pasionale, cu...
vă vor copleși cu pasiunea lor. Ca tot am văzut diavolul, da? E bombardament sexy. Da, vor să mergeți, se gândesc că ar fi cazul să mergeți mai departe, să depășească fricile, atitudinea defensivă, ține de frica lor, de emoții, de dragoste. Și totuși înțeleg că aici sunt niște emoții atât de speciale de care n-ar trebui să fugă. Văd în cupa lor, văd în cupa lor și în cupa pe care le-ați oferit-o, eventual. Și vor să vină spre voi, vor să vină, asta e, uite. Vor să vă cucerească, să lase în spate trădările, pentru că în continuare simt pasiune, dar n-au înțeles această pasiune, au tratat-o la nivel pur fizic, au crezut că e doar o chestiune fizică, vor să vină să vă cucerească și să fiți fericiți împreună. Asta visează ei, asta gândesc ei. Rămâne de văzut totuși ce pot face. Deocamdată această etalare este despre ce gândește. Ce gândesc despre voi. Trebuie să mă duc să fac unghiuțele. Sper să nu întârzi. O să ajung la timp. Ce gândesc despre voi? Ia uite, roata norocului de două ori, vedeți? Roata norocului, probabil cineva cu marcaj, că tot am văzut justiția, marcaj în balanță pentru unii. Marcaj în balanță cu planete în semne de pământ, care îi fac foarte... Știm, balanțele sunt, în general, bărbații sunt foarte pragmatici. Da, probabil că au fost trei persoane, dar acum trebuie să discutați față în față, la aceeași masă, ce faceți cu pasiunea asta. Amândoi sunteți niște vânători. În ce sens? Sunteți foarte combativi. Vă potriviți. Dar este o tentație mare între voi și aici este cum transformați tentația în ceva real. Roata norocului. Dacă a fost o a treia persoană, doresc să o dea la o parte. Pentru că văd pe voi spectaculoase. Valoroase. Vă admiră. Se uită la voi și vă admiră. Wow! Ia uite cum reapare, da? Nevoia de a discuta. De a discuta. Între timp, stau în spate și vă studiază nu doar formele de care se simt foarte atrași, încearcă să găsească metode, metoda potrivită prin care să vă atingă sufletul, nu doar corpul. Extraordinar. Și aici apare luna, dar apare în ce context? 9 de monede, 4 de cupe și luna. Unul dintre voi este independent. Bănuiesc că voi sunteți independenți, pentru că ei am văzut că sunt într-un cuplu, într-un contract. Dacă sunteți independenți cu 9 de monede, vă adoră, vor să fie cu voi. Ar face orice. S-ar mulțumi cu puțin, dar nu vor puțin. Ideea este că atunci când ați fost împreună, aceștia au privit mai mult în trecut. Și acum există un sentiment de regret, că au pierdut o ocazie. Au pierdut o ocazie. Iar apare luna. Au privit în trecut din cauza că n-au înțeles. Iar diferența între relația în care au fost karmică, proiecția pe care au trăit-o și adevărata cupă, care este aici, în relație cu voi. Și încă au de discutat cu voi, de făcut planuri. Eventual, discuția cu voi să le aducă o înțelegere a acestor emoții, a acestor frici, pentru că voi sunteți independente și, repet, vă adoră. Independența, capacitatea de a manifesta reușite fără să depindeți de alții. Acum apare preîmpărăteasa, mai devreme am văzut împărăteasa, da. Iar dorința de a trece peste acest refuz, 8 de cupe, am văzut de la început, și de a veni spre voi, pasional, de a vă fura într-o aventură. Rămâne de văzut dacă și acceptați. Își fac griji că s-ar putea să-i refuzați, eventual. Își fac griji. Dar, pe de-o parte, pe lângă aceste griji, au și o notă de speranță că totuși vor găsi soluția, varianta, ce vor găsi, abordarea potrivită să vă cucerească, să vă fure, dar atât timp cât nu rezolvă și cealaltă relație,
Pentru că văd mai degrabă o discuție în care să vă bucurați de pasiune, nu neapărat să decideți ce faceți cu relația cealaltă, ce faceți cu, da? Înțelegeți, e o mare diferență. Nu e suficient să discutați despre atracția și magnetismul care există între voi și dacă mai există o relație, să vedeți ce faceți în acest context. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Acum, hai să vorbim despre numărul 3, cei care ați ales aceste de cărți. Ok, în timp ce am amestecat, a venit îndrăgostiții și apoi luna. Acești oameni se speria sau speria de dragoste. Știu că trebuie să aleagă între voi și altcineva, între voi și independența lor, pentru că există o atracție foarte mare și nu e doar fizică, este mai mult decât fizică. Probabil că luna intuiesc că este ceva mult mai complex. Intuiesc, dar le este și frică. Și trebuie să înțeleagă, să decidă. Interesant că acest doi de spade nu și-a blocat sufletul, este cu sufletul deschis. Deci acest personaj deschis să-și asculte, repet, luna, intuiția. Să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Pentru că se simt foarte bucuroși în preajma voastră, nouă de cupe. Și dacă nu au comunicat ceea ce simt, această inexpresivitate, să zic, îi apasă. Hai să vedem. Ce simt? Ce gândesc, pardon? Ce gândesc despre voi? Sau valetul de bute. Vor să exprime. Vor să exprime pasiune, că tot ați ales roșu, da? Atracție pe care o simt. Nu, că vă place. Și cavalerul. Amândouă exprimă. Unul emoțional, dar și acționează. Adică nu este vorba doar de a vă povesti, măi, vezi că îmi place, adică este că vor să fie și romantici, nu doar să spună povești. Ce gândesc? Gândesc. Ce gândesc despre voi în această perioadă? Puterea. Deocamdată se luptă. Poate că au în preajmă pe cineva cu care se luptă. Da, aici se luptă. Deocamdată se luptă. Pe de altă parte, vă văd foarte puternici. Puternice și și-ar dori o nouă relație cu voi, o relație de lungă durată, se gândesc, este neexprimat, nemanifestat. Pentru că deocamdată trebuie să se transforme și ei, trebuie și ei să devină puternici. Dacă voi știți că sunteți puternice, ia uite, valet, valet, cavaler, ar vrea să fie stabil, să ofere și stabilitate. Am văzut regele de monede. De cărți. Ia uite. Își analizează nu doar atracția, ci și tot ce simt în preajma voastră. Că am zis, se simt foarte fericiți, euforici, nu știu dacă am zis aici. Și vor să manifeste ceva nou. Dar deocamdată încearcă să înțeleagă ce se întâmplă. Că voi sunteți independente, sunteți puternice eventual. Gândesc. Odată, ce gândesc despre voi? De două ori, de trei ori. Ce gândesc? Moartea. Șapte de bâte. Judecata. Interesant. Și patru de bâte. Ori vor să pună capăt la ceva, la o altă relație, interesant, la o relație, vor să termine cu o relație, pentru că voi aveți puterea să-i transformați, este Pluto. Dar se simt oarecum defensivi, sau sunt defensivi pentru că încă probabil n-au finalizat niște lucruri în legătură cu acest final a lor. E un bărbat interesant. E un bărbat care se duce cu flori la mormântul cuiva. E o altă relație încheiată, la care se tot duc, da? Tot stau într-o relație în care nu mai au nicio satisfacție. Da? A fost o pasiune cândva care s-a dus.
Din multe motive. Și ați apărut voi în viața lor într-un mod foarte intens, foarte intens. Și cu o energie care îi ajută să se transforme, interesant, moartea și judecata. Probabil că există comunicare telepatică între voi, dar pe lângă asta, ascultă, intuiția le spune că este ceva, că trebuie să renască dintr-o atitudine defensivă. Pentru că lângă voi pot fi fericiți, se pot bucura de viață și de stabilitate în același timp, de pasiune, dar și de, nu știu, creativitate. Dar au manifestat mult timp această atitudine defensivă. Au pus bariere în calea fericirilor și în calea renașterii din cauza că încă nu s-au transformat, încă n-au pus punct unei vechi relații. Și nu zic musai că a murit cineva, nu, e obligatoriu, nu, repet, relația, pasiunea, că sunt două flori roșii, pasiunea a murit între ei. Dar se duc acolo în virtutea inerției, da? Cinci de băte, sunt conflicte interioare, legătură cu, și conflicte, dar nu doar interioare, și conflicte mentale și interioare. Sunt mulți oameni invidioși, prieteni, familie, da? Care stau între voi. Nouă de monede. Voi sunteți independente și atrageți, sau independenți, și atrageți într-o nouă direcție. Dom'le, nu mai sta să te uiți în trecut. Manifestă altceva, creativ, stabilitate și bucuria vieții. Aș citi Bucuria vieții despre viața lui Van Gogh, apropo. Asta e steaua și... da, speră că vor putea comunica ceea ce simt, dar simt lucruri foarte, foarte intense. Ea clarifică moartea. Clarifică moartea. Ce gândesc? Gândesc că voi transformați viața. Regele de spade și asul de cupe. Am zis, este o dragoste care îi transformă. Regele de spade este foarte analitic. Încearcă să citească eventual despre dragoste, poate, rămâne, depinde, de la om la om. Sau să se informeze într-o formă sau alta, sau să înțeleagă rațional ce e cu aceste emoții pe care le simt în preajma voastră. Și nu e vorba doar de atracție, am spus, este vorba de o putere a voastră de a-i transforma și de a-i vindeca. Vor să o ia de la zero. Ceva, rațiunea le spune că ar trebui să o ia de la zero. Și își pot găsi stabilitatea cu voi. Posibil. Clarificăm șapte de bâte. Șapte de bâte. Ia uite, iar apare zero. Asta este. Eventual trebuie să pună granițe în fața celor din trecut care creează sau din prezent. Din prezent, dar care sunt prieteni, sunt cunoștințe vechi. Familie, prieteni, eu știu, colegi. Care influențează. Am văzut cinci de bâte și cinci de spade. De influență teribilă. Aici cred că ar trebui să blocheze acele influențe, da? Eventual egoismul cuiva, ca să renască judecata și zerul, da? Într-o nouă direcție, eventual împreună cu voi. Asul de spade, aici este înțelegerea la care vor să ajungă, la care ajung mai devreme sau mai târziu, pentru că se gândesc, înțeleg că există mulți invidioși. Mulți oameni vă invidiază pentru această energie a voastră. Aveți așa un soi de fan fatal pentru unii dintre voi, da? Aveți și pasiune, dar aveți ceva așa foarte plutonic, scorpionesc în voi. Creați pasiuni care transformă și renasc oamenii. Clarifică în judecata. Cu asul de spade își doresc, se gândesc că își doresc o nouă relație, dar corectă, sinceră. Iar apare asul de spade. Aici trebuie, dar trebuie să, încă sunt în faza de alegeri, tot de planuri. Și pasiune și adevăr și am zis, și a trei ași, wow, și dragoste.
Pentru unii posibil să fiți niște, ia uite și stea, cum vă văd? Vă văd într-un mod excepțional. Îi inspirați, îi vindecați, îi calmați, le arătați drumul în viață, în întuneric. Poate că unii dintre voi sunteți persoane publice și inspirați să aleagă pasiune, adevăr, în felul în care vor renaște, în direcția, noua direcție pe care ar trebui să o manifeste în viață. Cu voi, eventual, sau fără voi. Și patru de bâte, să știți că nu e obligatoriu să fie flăcări gemene, poate să fie și o întâlnire, da, dintre voi. O întâlnire, o ieșire undeva, într-un loc în care vă simțiți bine și puneți bazele unei prietenii, unei colaborări, dar nu mai gândim la modul excepțional, iubiri. Da, aveți o energie foarte intensă. Poate aveți lună în scorpion sau planete în scorpion. Patru de bâte a fost clarificat de stea. Speră că va fi o relație frumoasă între voi, speră, se gândesc. Dar am zis că și voi îi inspirați, gândesc că îi inspirați, se bucure de viață, de prietenii constructive, creative, benefice, care vindecă, nu care țin în acea energie de conflicte pe care am văzut-o mai devreme. Invidioși în jur. Au mulți prieteni invidioși de proastă calitate, asta vă zic clar. Dar gândesc că sunteți excepționale. Excepțional. Și ar dori să fie în lumina voastră, în vibrația voastră și să se bucure, repet, chiar și de o prietenie. Dar bine, și-ar dori mai mult de o prietenie. Nouă de bute. Și roata norocului. Sunt interesant. Se luptă cu ei. Ia uite. Eventual, poate au tendința să mai bea și se luptă cu această tendință pentru că de când v-au întâlnit, probabil că au băut mai mult, nu știu, dar se simt foarte fericiți, sunt treziți la o nouă direcție. Băi, ce faci cu viața ta? Știi? Ce faci cu viața ta? Aici sunteți voi, le arătați două cupe. Ce faci? Stai și pierzi timpul cu prietenii, cu băutura, cu aia, cu aia, cu lucruri care nu te satisfac, cu această pasiune care s-a dus, la care te tot duci, te tot întâlnești cu un personaj față de care ai avut cândva ceva, dar acum nu mai este. Gata, a murit. Moartea pasiunii a fost. Te duci așa, în virtutea inerției. Nu, pune capăt trecutului. Și voi inspirați să fie puternici, să se transforme și să schimbe energia din jur. Poate să schimbe și prietenii, poate să schimbe și modul de a fi. Și uite, nouă de bâte e o persoană foarte determinată, interesant, care are și pasiune, dar are viziune, vedeți în aceste de cărți, foarte fain, are viziune. Se uite cu binoclu. Poate că vă urmăresc, vă urmăresc ceea ce faceți, ceea ce spuneți, cum vă manifestați această lumină interioară. Aveți o lumină interioară. Și, repet, îi inspirați și pe ei să manifeste pasiune, adevăr. Sunt niște trăsnete. Poate că cu acest trăsnet, turnul, se manifestă într-o formă sau alta în viața lor. Și în viața lor. Și în viața voastră. Lucruri excepționale, neprevăzute. Și, în primul rând, această și dragoste, și pasiune, și înțelegerea unor lucruri pe cale intuitivă foarte mult. Dar sunt determinat să schimbe, vedeți, roata norocului, roata norocului și aici alte roți, alte roți, să schimbe un adevărat sistem în care au trăit și s-au manifestat. Ca un ceas, apropo de roata norocului, e un timp, e timpul. E timpul să schimbe ceva în viața lor. Și vor să participați. Patru de bâte participă. Participați împreună la crearea unei stabilități de o anumită formă. Poate o chestiune care ținești de casă, iar de casă, de apartament, de eu știu ce-o fi. Posibil și asta. Le luminați casa în care stau într-o formă sau alta. Măcar vibrațional. Iar cu steaua visează. Visează. Că veți fi prieteni, că veți sta în aceeași casă, că veți merge la petreceri, evenimente împreună. Visează, speră. Ce gândesc despre voi în această perioadă? Regele de spade, a doua oară când apare regele de spade, mai o altă persoană.
Și faptul că mai e o persoană în jur îi fac să, să i-au făcut până acum să trateze dragostea, nu dragostea, atracțiile pe care le-au simțit într-un mod foarte simplist, neimplicat din punct de vedere emoțional. Dar, repet, cu voi lucrurile se schimbă, se transformă, voi transformați, se transforma sufletul, simt că pot fi vulnerabil, simt că pot renunța la această blocaje, ziduri pe care le-au creat în jurul lor. Da. Ce gândesc? Poate să fie și o mamă și, eu știu, niște rude, prieteni care se uită la ei și din cauza că au fost obișnuiți într-un anume fel, au tendința să trateze, repet, dragostea ca pe o chestie chimică. Sunt niște... transformări chimice. Dar regele de spade începe să simte pasiune. Și regele de spade nu e obligatoriu să fie, deși de obicei este o persoană matură, în jur de 30-40 de ani, dar poate că viața i-a făcut să fie mai rațional decât e cazul pentru vârsta lor sau mai detașați emoțional decât e cazul pentru vârsta lor. Însă încep să simtă pasiune, atracție, au de foc. Nu mai vor să se uite alții, să fie alții cu ochii pe ei. Vor să simtă dragostea și să vibreze din tot corpul. Iau, de patru de bâte, iar, să fie jucăuși. Dar știu că trebuie să se vindece și să aibă răbdare. Pentru că transformarea necesită timp. Cinci de spade. Există un conflict. Da, există niște oameni care tot spun cuvinte despre voi. Dar se dorește să se treacă peste acest conflict. Interesant, la capăt. Vai! Ia uite, o relație în care se minte, am zis mai devreme. O pasiune în care nu mai e pasiune acolo, la mormântul acela la care se duc. Și, repet, nu că a murit, nu. E o relație în care se mint, relații în care s-au mintit, relații sexuale în care s-au mințit. Și aici este conflictul. Mă, eu ce simt? Simt ce am simțit față de cealaltă persoană? Este doar o atracție pur fizică sau într-adevăr este ceva fenomenal între noi, împăratul și împărăteasa? Pentru că eu simt că acest personaj, această femeie este mai mult decât o atracție fizică, da? Simt că vreau să-i ofer stabilitate, simt că mă inspiră să fiu cea mai bună versiune a mea, simt că din punct de vedere sexual mă pot manifesta altfel decât am făcut-o până acum. Wow! Vă o carte. Ce gândesc despre voi? Gândesc că poate că mai... Da. Ce mai gândesc? Gândesc că personajul cu care se simt... Iar, au conflicte. Nu mai fac dragoste. Fac sex. Nu le mai face plăcere. Să fie cu persoana cealaltă. Am senzația că cealaltă persoană trage de ei ca să facă sex și ei nu prea... Pare mai degrabă o bătălie aici, să trag de păr, să... Nu e o chestie frumoasă, sentimentală, plină de pasiune. Uite, regina de bute. Inspirație, atrageți. Ce gândesc? Da, s-au plictisit în relația aceea. Aici sunt conflicte. Deci aici este atracția față de voi și aici este relația aceea în care se tot duc. Da, asta despre care am tot vorbit, da? Se tot duc acolo. Se duc, persoana respectivă trage de ei, hai să facem sex, dar e o plictiseală, nu mai e pasiune. Și-ar dori să fie romantici cu voi, să iasă în acest sentiment de singurătate în doi. E un sentiment de singurătate în doi. Eventual, mai sunt părinții cu ochii pe ei. Mi-e pare rău de oamenii care trăiesc așa și dacă treci în preajma părinților, nasol de tot. Aveți grijă, da? Îndrăgostiți iar apare, da? Și turnul. Într-un mod neașteptat ați apărut în viața lor și faceți, ia uite, să-și dorească, să meargă într-o nouă direcție, să aibă legături pasionale, să se bucure de viață, să fie vulnerabil, repet, să fiți vulnerabil unul în fața celuilalt. Să vă apreciați și defectele, pentru că defectele sau rănile, da? Traumele din trecut vă ajută să fiți mai înțelepți acum.
Sunt și foarte geloși. Sau există un personaj foarte gelos, da? E. Un personaj foarte gelos în preajma lor. Probabil persoana din trecut, care tot trage de ei. Asta gândesc. Deocamdată. Că ia ceva. Și a dorit să vă pierdeți și capul și hainele și toate în această, eu știu, îmbrățișare pe care o doresc să o manifeste cu voi. Da, vor să se piardă în brațele voastre și voi să vă pierdeți în brațele lor. Este cu totul altă vibrație. Probabil că vă transmit niște mesaje și pe calea muzicii. Faptul că se simt deprimați, că se simt... sunt supărați. Viața este grea. Știți melodii de genul acesta? Viața este grea. Dragostea este cum este. Știți cum e? Poezii, melodii. Dar vor să exprime, repet, și să simtă altceva, ceva nou. Trei ași și stea, nu uitați, moartea și renașterea, ce energie foarte intensă. Și patru de și îndrăgostiții, e a doua oară când o văd eu, prima oară când vede. Deci energie foarte, foarte intense. Întâlnirea cu voi clar îi transformă și a început să-i transforme. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, papa. Pa.